În fiecare an, la 25 martie, creștinii sărbătoresc Buna Vestire, considerată a fi primul dintre praznicele închinate Maicii Domnului. Sărbătoarea este celebrată în postul mare, cel mai lung și cel mai aspru de peste an. În toate bisericile au avut loc slujbe speciale, iar credincioșii au primit binecuvântare din partea preoților. Vestește la troparul care tocmai s-a cântat, vestește mântuirea lumii, nașterea Mântuitorului Hristos și Mântuitorul nostru, al tuturor, indiferent de ce religie suntem, este Mântuitorul nostru, al tuturor. Cred că este momentul să ne întoarcem la credință cu toții, să fim mai buni, mai buni în general, așa, și e o zi mare. Trebuie să ne unim cu toții, să fim uniți și să credem totuși în Dumnezeu, pentru că fără Dumnezeu nu putem să facem mai nimic. Este o sărbătoare foarte importantă și avem mare evlavie la această sărbătoare, pentru că ea reprezintă cumva începutul împăcării lui Dumnezeu cu oamenii. Și cinstim în mod deosebit pe Fecioara Maria. Pește am făcut cu mama ligă și împărțâi un pic, așa e, datina. Și acum am venit și puțin la biserică. Ați împărțit de dimineață? Da, da. Până n-a venit aici, am împărțit. Și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Semnificația acestei mari sărbători creștine este legată de momentul în care Arhanghelul Gavril a anunțat-o pe Fecioara Maria că va da naștere Mântuitorului Iisus Hristos. În această zi sfântă, Arhanghelul Gavril este trimis de Dumnezeu și dă această veste bună Fecioarei Maria, încredințând-o că ea este cea aleasă din neamul omenesc, ea este Fecioara cea predisă de profetul Isaia, care spune: iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul. Ea este această persoană aleasă, atorită viețuirii alese înainte lui Dumnezeu, și se sălășluiește înăuntru ei Fiul lui Dumnezeu, luând ființă omenească. Tradiția mai spune că în această zi oamenii nu au voie să se certe, fiind mare păcat. Cine se ceartă în ziua de Buna Vestire are necazuri tot anul. Fiind dezlegare la pește, se spune că acela care gustă pește de Buna Vestire se va simți tot anul ca peștele în apă. Potrivit tradiției populare, Buna Vestire și primăvara merg mână în mână. Acum se reîntorc păsările la capătul iernii celei lungi.